Președintele Claus Iohannis a emis marți decretul de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere că pericolul pe care îl reprezintă noul coronavirus nu a trecut, iar relaxarea restricțiilor ar duce la o creștere vertiginoasă a cazurilor de infectare. Șeful statului s-a referit și la pericolul răspândirii intracomunitare a noului coronavirus. Am emis astăzi decretul de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență pe întreg teritoriul al României, pentru a putea fi luate în continuare cele mai eficiente măsuri de combatere a epidemiei COVID-19. În pofida restricțiilor fără precedent adoptate de statele lumii, nu există semne certe ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluției pandemiei la nivel global. Din potrivă, Numărul persoanelor infectate cu coronavirus, cât și numărul deceselor provocate de acesta, cresc zilnic într-un ritm alert. Este absolut evident că ne luptăm cu o epidemie extrem de greu de controlat, chiar și în contextul adoptării încă de acum o lună a unor măsuri de distanțare socială fără precedent prin instituirea stării de urgență. Cu siguranță că fără aceste măsuri de izolare, ne-am fi confruntat cu o explozie a cazurilor imposibil de gestionat de sistemul nostru de sănătate. Este tocmai scenariul negru pe care, împreună cu guvernul Orban și cu specialiștii din domeniul medical, ne-am propus încă de la primele semne ale epidemiei să îl evităm. Acțiunea fermă și timpurie salvează vieți și produce efecte pozitive în plafonarea curbei infecțiilor. Dragi români, pericolul nu a trecut, iar o relaxare a restricțiilor în perioada urm următoare, cum văd că cer, cu inconștiență unii politicieni, ar duce la o creștere vertiginoasă de noi cazuri de infectare, suprapopularea spitalelor și o presiune uriașă pe sistemul nostru sanitar. Stați acasă pentru a nu ajunge pe un pat de spital. Stați acasă pentru a ne putea recăpăta viața cât mai repede. Altfel, vom avea un val de îmbolnăviri și de decese foarte mare. Ar însemna ca toate eforturile, toate sacrificiile pe care le-am făcut până acum ar fi fost în van. Nu putem permite niciun pas înapoi în contextul în care avem de a face cu o răspândire intracomunitară, deocamdată limitată, dar foarte periculoasă. Ca atare, se impune prelungirea stării de urgență, ceea ce înseamnă menținerea aplicării măsurilor deja adoptate, precum și noi reglementări care să permită autorităților publice să intervină decisiv și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei. Pe perioada acestei stări excepționale sunt necesare prevederi care să faciliteze funcționarea neîntreruptă a administrației publice, a justiției și a altor servicii publice, a unor infrastructuri care asigură servicii esențiale pentru populație, stat și operatorii economici. Astfel, în mod evident, școlile rămân închise și se suspendă toate activitățile didactice care presupun prezența fizică în instituțiile de învățământ. Se organizează, în măsura po posibilităților, activități didactice online. Am hotărât, de asemenea, prin decretul pe care l-am emis, că guvernul va lua toate măsurile astfel încât să fie asigurată securitatea alimentară a cetățenilor prin continuarea aprovizionării, producției, procesării, transportului, și furnizării către oameni a bunurilor de strictă necesitate. Pe durata stării de urgență, se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică, precum energie electrică și termică, gaze alimentare cu apă, salubritate ori carburanți. Am adăugat în decret, însă, o mențiune specială pentru situația în care se va constata o scădere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale pe piețele regionale. În acest caz, guvernul va lua măsurile necesare astfel încât aceste scăderi să se reflecte în prețul plătit de consumator. În decretul emis astăzi, am menținut măsura ca, pe durata stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să se, poate, să se poate lua măsuri de urgență până la demitere împotriva celor care ocupă funcții de conducere în unități sanitare, direcții de sănătate publică, case de asigurări de sănătate, servicii de ambulanță, precum și autorități și instituții publice centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale, indiferent de statutul lor. Decretul menționează explicit și posibilitatea ca, pe durata stării de urgență, managementul unităților sanitare publice civile să poată fi asigurat de către personalul detașat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. În această perioadă critică, termenele de preaviz în cazul demisiei personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială, și în instituțiile din domeniul apărării ordinii publice și securității naționale, se suspendă pe întreaga durată a stării de urgență. Un alt domeniu pe care am ținut să-l consolidez este cel al protejării suplimentare a unor categorii vulnerabile. Astfel, în această perioadă este interzisă încetarea sau suspendarea activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, a centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private. Este însă permis ca aparținătorii sau reprezentanții legali ai beneficiarilor acestor servicii să-i poată transfera la propriul lor domiciliu sau reședință, dacă își asumă pe propria răspundere că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora. În domeniul justiției, activitatea de judecată continuă numai în cauzele de urgență deosebită. În domeniul transporturilor și infrastructurii, guvernul stabilește condițiile specifice de asigurare a serviciilor de transport, de călător și de marfă, astfel încât să fie asigurată cu prioritate protecția populației și a bunurilor. De asemenea, am prevăzut în decretul semnat că furnizorii de servicii de comunicație electronice au obligația de a asigura integritatea rețelelor de comunicații electronice și de a evita posibilele situații de întrerupere a traficului în rețelele publice de comunicații electronice. Acestea sunt doar câteva dintre măsurile luate prin noul decret, măsuri obligatorii pentru a depăși cu pierderi cât mai puține, criza gravă în care ne aflăm. Fiecare dintre noi suntem datori să punem umărul cu responsabilitate la trecerea peste această grea încercare la adresa întregii omeniri. Cu toții vrem să ne recâștigăm viața pe care am avut-o. Înainte de izbucnirea acestei pandemii, dar cât de repede se întâmplă acest lucru, depinde doar de respectarea acestor restricții. Sunt măsuri care ne afectează temporar o parte dintre drepturi și libertăți, dar care salvează vieți. Fac un apel la toți cei care cred că lucrurile nu sunt atât de grave, și continuă să ignore reglementările autorităților. Nu păcăliți instituțiile statului, vă păcăliți singuri, îi păcăliți pe cei dragi voă, pe copiii, părinții și bunicii voștri, pe care îi puneți în pericol, pentru că nesocotiți măsuri luate pentru protejarea vieții voastre și a semenilor voștri. Orice pas Făcut dincolo de liniile trasate de aceste reglementări, poate însemna îmbolnăvirea voastră și mai departe a celor dragi. Nu vă expuneți și nu îi expuneți pe cei de lângă voi. Fiți responsabili și solidari. 346 de oameni au pierdut bătălia cu acest virus nemilos. Durere și neputință, un gol imens în familiile din care 346 de oameni au dispărut fulgerător. Vreau să transmit condoleanțe familiilor îndoliate și multă putere să treacă prin această perioadă extrem de dificilă. Dacă restricțiile sunt respectate de fiecare dintre noi, putem salva vieți. În vremurile acestea, toți, repet, toți suntem vulnerabili dacă ignorăm măsurile impuse de autorități. Criza aceasta nu poate fi depășită decât împreună. Vreau să mă adresez acum în mod special medicilor și personalului medical. Vă mulțumesc încă o dată fiecăruia dintre voi pentru munca extrem de grea depusă în toate aceste zile. Lupta însă continuă și noi toți avem nevoie de profesionalismul și dedicarea voastră. Dragi români, în mod inevitabil, restricțiile severe destinate protejării sănătății cetățenilor au afectat sectoare economice întregi. Guvernul Orban a adoptat deja un set de măsuri care să vină în sprijinul angajaților, dar și al firmelor aflate în dificultate, care este doar o componentă a strategiei guvernamentale menite să ofere premisele reconstrucției economice și sociale a României după ce vom depăși această criză. Va fi nevoie de infuzie de capital, de continuarea proiectelor de infrastructură, de accelerarea procesului de digitalizare, de un audit extins la toate nivelurile administrației publice, locale și centrale, de reconversie profesională. Guvernul Orban va pregăti și implementa aceste măsuri. Orice criză, oricât de dificilă ar fi aduce cu sine și oportunități. Vom avea șansa de a fi mai buni în ceea ce facem, de a fi empatici, solidari și hotărâți ca împreună să construim cu adevărat acea țară pe care ne-o dorim. Doar uniți putem trece cu bine peste această perioadă dificilă. Vă doresc multă Sănătate. Inițial, starea de urgență pe teritoriul României a fost declarată de către Claus Iohannis la data de 16 martie 2020, pentru o perioadă de 30 de zile. Opoziția spune că nu va vota prelungirea stării de urgență în Parlament decât cu anumite garanții economice.